Dar nu e vina ta. E vina școlii sau a muncii care ne obligă să stăm în jur de 8 ore pe același scaun și de acolo adaptăm o postură nu prea comodă nouă și, în general, suntem creați ca oameni pentru a fi activi. Sau e vina tehnologiilor care ne captează atenția și oarecum ne obligă să stăm scufundați în ecranele lor ore în șir. Hai să vedem cum te pot repara. Te asigur, deja din ultimul exercițiu vei simți că nu mai ai nicio problemă cu spatele și este complet drept. Poziția inițială este cu prosopul deasupra capului, mâinile sunt întinse și ducem prosopul maxim în spate cu revenire. Al doilea exercițiu, mâinile formează unghiuri de 90 de grade și apucă prosopul de ambele capete și întindem mușchii pectorali, contractând mușchii spatelui. Exercițiul 3. Din poziția culcat facial, tragem umerii spre călcâie. Apoi efectuăm o rotație internă și contractăm mușchii spatelui. Pentru exercițiul 4 avem nevoie ca picioarele să fie un pic mai în față, pentru ca între spate și perete să nu fie niciun loc gol. Mâinile formează unghiuri de 90 de grade și le ridicăm în sus cu revenire. Aveți grijă ca toată suprafața mâinii să fie lipită de perete. Faceți fiecare exercițiu cât mai controlat. Știu, ai impresia că ai spatele mai drept ca niciodată. Dar nu te lăsa dus de această senzație, este doar temporală. Un antrenament, două, trei, nu vor face diferența. Dar dacă vei lucra în fiecare zi, timp de o lună, te asigur, vei avea rezultate de neuitat. Mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Mihai, poți da un like și un subscribe la acest canal sau, de ce nu, poți să-mi dai și un follow pe Instagram. Ne vedem în videoclipurile următoare.